mulțumim că ați venit și încercăm să ne facem auziți. E o competiție a boxelor și a plămânilor mai degrabă decât un simultan de lansări, dar încercăm să facem față. Lansăm acum cartea lui Gabriel Liceanu, Așteptând o altă omenire. Și firește că e o carte pe care e bine să o punem în legătură cu alte cărți înainte de a vedea cât de mult ne putem fixa ceea ce Gabriel Liceanu însuși a numit un sistem de așteptări. Și cărțile cu care vreau, de care vreau să leg cartea lui Gabriel Liceanu sunt Marea Carte a Inumanității a lui Matthew White, care are o formidabilă contabilitate a violenței sistematizate, cu un clasament descrescător care începe de la categoria sutelor de milioane de victime. Iar a doua carte, tocmai s-a lansat, este O istorie mondială a comunismului, a lui Thierry Vollton, volumul 1, Călăi, volumul probabil care dă fiorii cei mai mari, deși nici volumul legat de victime nu e cu mult mai prejos. În orizontul acestor două cărți, cred că trebuie citită și această Așteptare a unei alte omeniri. Este o carte care pornește pe de o parte, dintr-o răbufnire de tip cioranian. Cioran a spus la un moment dat că specia umană a ajuns atât de urâtă, cât ar merita să dispară, ar merita să fie făcut un act de binefacere chirurgicală, iar pământul să fie redat celorlalți locuitori, minus specia umană, care face mult mai mult rău decât bine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sursa, a doua sursă, este personalitatea lui Alexandru Dragomir, un om care, cum scrie, cum vă explică domnul Liceanu și în carte, nu a scris, sau dacă a scris, a consemnat în marginea lecturilor ca să nu moară boc, ca să înțeleagă resorturile lumii, ca să priceapă ce se întâmplă în jur și ce se întâmplă cu sine. Ei bine, faptul că Gabriel Liceanu se întreabă dacă e de așteptat o altă omenire, nu ne poate face candizi și romantici și nu putem aștepta o altă omenire așa cum așteptăm primăvara. Nu putem aștepta o mare schimbare, da? Nu există pe banca de rezerve a umanității 7 miliarde de rezerve impecabil echipate, mai ales moral, gata să ia locul a 7 miliarde de titulari corupți, imbecili, sanguinari și spuneți-le cum vreți. E de așteptat, în schimb, o reformă. E de așteptat o reformă care să rezolve, măcar parțial, câteva zone negre, câteva zone de penumbră, dacă nu de umbră de crimă. Și există o foarte frumoasă observație a lui Conrad Lawrence și o poziționare a speciei umane undeva la distanță nu chiar egală, dar la o distanță măsurabilă de două specii, să le zicem, de două animale, da? Unul este șobolanul, celălalt este gâsca. Șobolanul procedează tribal. Și gâsca sălbatică, exact. Șobolanul procedează tribal. Dacă nu faci parte din tribul lui, te devoră, te mușcă până la moarte. Cum te recunoaște? Prin miros. Deci este șobolanul la propriu, să ne înțelegem. Că sunt printre noi o grămadă de oameni care au fost făcuți șobolani, cred că la figurat. De partea cealaltă, gâsca sălbatică are un cu totul alt tip de acomodare la realitate și la viață și are bunul obicei femela de a rămâne mereu îndrăgostită, de a căuta romanticul vieții, de a căuta partenerul, de a se implica și în ceea ce se cheamă menaj a trois, în momentul în care partenerul are o altă preferință. E bine, omul este undeva la mijloc și asta este iarăși una dintre credibile de luat în calcul. Omul este și alb și negru. Deci există pe de o parte o doză de abjecție aproape cosmică, există o putere de a face și de a răspândi răul incredibilă, există pe de altă parte genii creatoare, există pe de altă parte eroi, oameni disponibili, oameni care au vocația sacrificiului, nu doar vocația creației. Despre așa ceva cred că este vorba în cartea lui Gabriel Liceanu, care ne trece prin istoria
civilizație noastră și prin istorie și care ne propune în primă instanță o privire de sus pentru a constata, dacă nu știam deja, că ființa omenească face răul sistematic. Câteodată, mai rar, din necesitate, de foarte multe ori din plăcere. Că ființa omenească are ceea ce animalele celelalte nu au. Are voluptatea cruzimii, voluptatea torturii, voluptatea crimei în exces. Asta ar fi un lucru. Un alt lucru este felul în care putem rezolva o parte din ecuația imperfecțiunii noastre. Există tot felul de pronosticuri, dintre care Gabriel Iicianu le evocă pe cel al lui Harari, care spune, după atâtea revoluții și după o revoluție științifică în desfășurare, va apărea o revoluție biologică, iar această revoluție biologică ne va face să ne autogospodărim, poate și genetic, ne va face să ne auto-îmbunătățim fizic și fiziologic, ne va face să ne prelungim viața, ceea ce, vă dați seama, ar fi o catastrofă. Pentru că ne putem gândi la un, știu eu, lider asiatic care curtează nemurirea. Ne putem gândi, era să zic ne putin gândi, la un Vladimir Putin care e aproape și care ar putea fi evocat la frumoasa vârstă de 848 de ani, sănătos voinic și cu chef de a cuceri, știu eu, Marte sau Saturn sau ce mai are el de cucerit. Prin urmare, zona în care cred că trebuie să operăm este zona reformei interioare, zona duplicităților, zona vinovățiilor personale. Zona aceasta care a ștampilat atât de puternic perioadele istorice și cu precădere ultimele decenii. Zona de, nu doar de impostură, dar zona de delațiune. Aveți o splendidă poveste a sicofantului, a apariției și a explicării termenului de sicofant. Ce era acela? Era un om care îi denunța pe contrabandiștii cu smochin. Așa? Evident că termenul a migrat și a modificat accepția fundamentală și așa a apărut, sigur într-un context mai degrabă politic și ideologic, delațiunea. Așa a apărut delatorul, așa a apărut cel care urăște, cel care își creează un avantaj și care își închipuie că are o anume putere de modificare asupra celui urât. Sunt câteva dintre întrebări, n-aș vrea să insist, dar vreau să mai spun două lucruri. Este o carte scrisă cu multă căldură. Deci este o carte pentru toată lumea. Este o carte pe care o citești, deși tema este gravă, o citești liniștindu-te pe măsură ce întorci pagine. Pe măsură ce faci inventarul ororilor, paradoxal, vezi că totuși există o doză de așteptare, nu de speranță, a nu se confunda. Era al doilea lucru pe care l-am scris public, l-am scris în privat domnului Iicianu și acum îl mărturisesc public, este că unul dintre regretele mele, fără a face complimente, este că nu l-am avut măcar un an sau o jumătate de an pe Gabriel Iicianu profesor. Probabil că aș fi învățat mai din timp să gândesc cu mintea mea. Mulțumesc!